Ați auzit vreodată pe cineva spunând: da, îmi merge bine, dar eu nu sunt fericit? Sau v-ați întrebat vreodată de ce nu reușiți să găsiți fericirea? Urmărește mai departe acest episod pentru a afla cum poți alege să fii fericit. Fericirea este ceva ce trebuie să alegi să fii. O persoană ar putea avea toți banii din lume și totuși să nu reușească să dobândească ceea ce își dorește cu adevărat și, în cele din urmă, să rămână nefericită. O altă persoană ar putea fi înconjurată de toți prietenii și persoanele dragi și totuși să fie singură. Și o persoană ar putea fi nevoită să mănânce gândaci pentru a supraviețui într-o celulă rece și umedă și totuși să fie fericită că mănâncă acei gândaci și fericită că este în viață. Această persoană și-a acceptat cu recunoștință mediul înconjurător și a găsit un bine sau un sens mai mare în el, făcând experiența mai plăcută. Această persoană a ales să fie fericită cu ceea ce a avut, fiind atentă la moment, recunoscând potențialul pe care îl poate avea. A intra în obiceiul de a fi fericit este ușor. Primul pas este să înveți să îți apreciezi binecuvântările, văzând sensul bun sau mai mare al lucrurilor. Acest lucru necesită să deveniți mai conștienți de cele 5 simțuri. Cum altfel ar putea mirosul prăjiturilor proaspăt coapte să vă înveselească ziua lamentabil de mohorâtă? Cum altfel ar putea sunetul slab al respirației copilului tău dormind să te liniștească? Trebuie să ne folosim simțurile pentru a deveni mai conștienți de ceea ce ne înconjoară și pentru a accepta toate acele lucruri. Abia atunci putem să ne schimbăm mediul înconjurător pentru a deveni mai plăcut pentru noi. Acest lucru ar putea include unele schimbări mici, dar semnificative, cum ar fi plasarea unor lumânări lângă cadă sau cumpărarea unei veioze cu lumină caldă, tocmai bună pentru citit. Cercetările științifice sugerează că și culorile joacă un rol important în starea de spirit a fiecăruia. Verdele deschis și portocaliul par să îi facă pe oameni să se simtă mai fericiți, în timp ce roșul îi face să se simtă mai înfometați. Mulți oameni au angajat decoratori de interior ca parte a strategiei lor de a se simți mai bine, deoarece aceștia au studiat culorile, modelele, amenajările și folosesc acești factori pentru a crea o zonă de locuit confortabilă, adaptată la nevoile dumneavoastră. Amintiți-vă doar să vă documentați cu privire la designul de interior și să fiți cumpătați. Efectul pozitiv pe care îl aduce reamenajarea nu trebuie să fie împotmolit de vinovăția de a exagera. Ideea este să faceți lucruri care vă fac să vă simțiți bine. Nu te va face să te simți bine dacă cheltuiești prea mult sau dacă faci excese. Dar te va face să te simți bine dacă ai făcut cumpărături și ai obținut cea mai bună ofertă care se potrivește complet cu toate nevoile tale. Din nou, conștientizarea este cheia fericirii. După ce ai devenit conștient de tine însuți și de ceea ce te înconjoară, poți alege să fii apreciativ și fericit. Dacă doriți mai multe informații despre fericire, vă recomandăm să urmăriți și videoclipul pe care o să-l punem în partea dreaptă a ecranului chiar acum. Iar dacă doriți să ne susțineți în acest demers de a-i ajuta pe cei din jurul nostru, o puteți face abonându-vă la canalul nostru de YouTube. Vă mulțumim pentru atenție!